Bună dimineața! Bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, cea de astăzi, joi 7 martie. Uite, atâtica mai avem și ziua femei, zi specială până la urmă și pentru Bucovina TV, că așa e, nu că share, dar o împărțim așa în bună măsură, noi ca televiziune. Dar... mai repet, foarte puțin până la ziua femei, până când eu sper că noi cu toții vom reuși să facem o figură frumoasă pentru toate doamnele și domnișoarele din viața noastră. De asemenea, vreau să spun că aștept ziua asta de vineri ca pe nu știu ce, de multă vreme anunțată ca cea mai călduroasă zi din această perioadă. Undeva mâine prognozate de vreo săptămână și, dacă nu mai bine, 18 grade pe timpul zilei. 18 grade, ceea ce înseamnă, wow, destul de mult. Acum în Suceava se înregistrează minus 1 grad Celsius, la real feel avem în drept așa, adică pe temperatură real resimțită, minus 6 grade Celsius și da, pe mașini... S-a manifestat, cum se cheamă, măi, chiciurea aia? Nu chiciură. Brumă, așa, brumă. Brumă. Asta nu înseamnă că de o brumă așa, nu... cum e bruma? Puțin tel. Nu cred că o să vă creeze mari probleme la pornirea motorului, la dezghețarea geamurilor și așa mai departe. Dar e clar, e un avertisment, da? Un avertisment foarte serios. Foarte serios până la urmă, că nu e așa, suntem încă în FEMART. Această lună, care e deosebită din punct de vedere meteo, poate să ofere absolut orice. Cine a spus că am ieșit din iarnă, să nu fie 100% convins, da, nu poți să stai cu mincior, să nu faci absolut nimic, că de, nu suntem clar 100% ieșiți din iarnă. Nu. Trebuie de făcut curățenie de primăvară, pentru că am văzut de mai multe zile încoace și cetățeni, și reprezentanții autorităților au început cu frumusețarea orașului. Ce-i drept, am văzut și eu o taradaică de aia, sau cum se dice la chestia aia care teoretic ar trebui să vină așa cu niște perii și să absorbă toată chestia pe stradă, da? Ei, am văzut una de aia, parcă era la scuturat, adică se învârtease sugeratorul de la ieșire din Suceava spre Fălticeni și să ferească Dumnezeu ce praf scotea. Poate că parte din ăla l-absorbea și înăuntru, dar nu părea, vă spun sincer, nu părea și era destul de caragios, ca să zic așa. Am trecut printr-un vălătuc de la, printr-un nor de la de praf, am zis că se înfundă motorul mașinii. Pe bune, adică la maniera aia era. Poate că așa ar trebui să se procedeze, dar vă spun sincer, de regulă sau pe afară am văzut străzi curate, dar nu i-am prea văzut pe ăștia. Cumva spală noaptea, că spală străzile pe acolo cu șampon. Într-un singur an am văzut și la noi. Am înțeles că de vreo 3 ani se face, anul trecut sau cu 2 ani. Am văzut că se spăla cu săpun și la noi, adică borduri, adică de astea. Că de, până la urmă, sarea asta generează destul de mari probleme și sarea asta, să știți că e prezent. Am văzut și din spusele unor informatori de-ai mei, ci că și în Canada tot cu sare dau ăștia pe străzi. Asta doar că după aia le repară. Nu că ar fi mare filozofie. Se întâmplă. E normal. E, dacă e să discutăm de drumuri. Da. Dar până una alta, discutând de ceea ce înseamnă la capitolul curățenie această primăvară municipiul Suceava, o să vedem probabil o pedală de accelerație apăsată în perioada imediat următoare, pentru că
Repet, dacă mâine este cea mai călduroasă zi din această perioadă, undeva văd că o temperatură foarte scăzută se va înregistra marți. Când spun acest lucru, mă gândesc că vom avea o temperatură diurnă, pentru că avem așa o scădere. Deci ziua 18, 13, 11, 12, 6... 6 grade undeva sunt prognozate pentru ziua de marți, iar noaptea tot de pe la 7-8 grade Celsius coboară așa până la 1 grad și chiar minus 1 grad marțea viitoare. Cu alte cuvinte, nu vă grăbiți încă să faceți schimbul de anvelope. Da, vremea mai păcălește încă din punctul ăsta de vedere. Suntem la capitolul, sau încă suntem la capitolul babe, da? Eu zic că până acum toate babele au fost frumoase. Nu? Nu știu cum le percepeți dumneavoastră, dar toate babele au fost frumoase, pentru că am avut cam cu de toate în aceste zile. Și viața e cu de toate, nu? Nu e doar cu temperaturi pozitive, numai cu soare, numai... Mai e și cu, da? E din ciclul ăla, totul e bine când se termină cu bine. Și eu cred că până acum, cel puțin, cele 6 babe care au fost și baba de astăzi, chit că a fost un pic mai zgribulită în prima parte a zilei, eu zic că va fi și asta o babă frumoasă și vă doresc să aveți parte numai și numai de babe frumoase, ca să spunem așa. Crainou și monitorul de Suceava sunt ziarele pe care le avem la dispoziție. Eu vă spun sincer, am mai văzut pe parcursul zilei, de fiecare dată, și ziarul Obiectiv. De ceva vreme nu mai primim aici la redacție în timp util, drept pentru care nu putem să vă oferim informații din acest ziar. Încă nu avem dezvoltat o infrastructură serioasă ca să putem să discutăm și de mediul online, așa că și oricum emisiunea asta, cum a fost construită, are conceptul de a respecta munca jurnaliștilor din presa scrisă, și discutăm exclusiv pe edițiile print, care până la urmă au cea mai mare greutate, cel mai interesant parfum, cum vreți să-i spuneți dumneavoastră. Da, astăzi, joi 7 martie, Crainou deschide cu presiuni asupra primăriei Suceava din cauza lipsei bugetului. Sperăm ca bugetul de stat să fie aprobat cumva în această săptămână, pentru că avem de organizat licitații ale primăriei, cât și probleme legate de activitatea curentă, a declarat primarul Ion Lungu. Beneficiarii finanțărilor nerambursabile alocate, acordate din bugetul local potrivit legii, bat la ușile primăriei municipiului Suceava pentru a cere sumele anuale acordate prin licitație de proiecte. Din păcate, arată primarul Sucevei, procedurile sunt blocate. Sunt blocate pe motiv de inexistența bugetului local. Din câte știu, se poate lucra la 1 pe 12. La 1 pe 12 din ce a fost anul trecut. De asemenea, din ce am înțeles, conform legii, bugetul va fi aprobat, bugetul local. Poate fi aprobat în luna următoare publicării lui în monitor oficial. Încă nu a fost publicat în monitor oficial. Deci asta înseamnă că bugetul o să avem în aprilie. Ia să calculăm așa. Ianuarie, februarie, martie. Aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie, da? Deci sunt 12 luni. 12 împărțit la 4 egal 3. Ianuarie, februarie, martie. Deci un sfert din anul ăsta s-a dus naibii. S-a dus naibii pe partea asta de investiții, de povești, că ianuarie, februarie, martie, e clar, dacă bugetul va fi aprobat abia în aprilie, abia din aprilie putem discuta despre investiții și nu știu ce. Acum, eu văd că e o întreagă retorică din partea celor de la PSD sau de la PSD plus ALDE, că uite, vezi, Doamne, cât îi întârzie președintele. Eu le aduc aminte că bugetul l-au băgat în discuție serioasă la finele lunii februarie. Deci ei au întârziat foarte mult. Care și Klaus Werner Iohannis, nu am să-i țin partea absolut niciodată. Dar
marea problemă și marea întârziere de acolo provine. Pentru că dacă tu ești serios, în mod firesc bugetul îl închideai în octombrie. Noiembrie, îi dădeai drumul în decembrie, l-a semnat, l-a votat și așa mai departe. Că povești de alea, că stai să vedem cum încheiem anul, adică trebuie să așteptăm să vină ziua, predictibilitate nu avem. Eu cred că e tot o strategie, că ne investim 3 luni din an, adică un sfert, îți rămân cumva mai mulți bani și pe hârtie o să arate oricine, wow, uite câte am făcut. Eu cred că pur și simplu o strategie, o strategie asta de a întârzia bugetul, tocmai pentru că îți rămân ce n-ai cheltuit în astea 3 luni, ianuarie, februarie, martie, wow, cum va fi în partea asaltă, din aprilie încolo. Adică o să fie de fai de capul meu, nu? Cam asta cred eu că e strategia. Din păcate, au de suferit cei care chiar lucrează cu bugetul, da? Și hai să vedem așa, cine suferă? Suferă autoritățile locale? Suferă că nu pot să facă licitații, da? Nefăcând licitații acum, primăvară, hai să le faci mai în vară, nu? Adică aprilie poate întocmești caietul de sarcini, mai dai drumul, ajungi prin iunie-iulie și când, după ce se câștigă, după ce așa contestații la ce mai vreți dumneavoastră asta, dacă e de lucrări cât de cât mai mari, ce se întâmplă? Nu mai bine vine iarna, nu? Păi, haideți să fim serioși că la chestiuni de genul ăsta e foarte greu până demarează un proiect. Și ne mai mirăm că stăm ani și ani de zile și ni se pare firesc ca orice lucru să dureze extraordinar de mult. Eu îmi pun problema câte studii de fezabilitate, dar nu, la modul cel mai serios, câte studii de fezabilitate au fost făcute pentru Marea Piramidă din Egipt. Da? De asemenea, bun, hai că asta cu licitațiile nu prea crede. Asta cu studiile de fezabilitate și cu, și cu ce-o mai fi. Da, ce-i drept, studii de fezabilitate nu au fost făcute. Inițial, prima cetate de scaun a Sucevei s-a încercat a se construi către, pe zona aia, la Șcheia. Da? Au renunțat, că nefăcând studiile de fezabilitate se cam surpa totul pe acolo. Și au plecat. Da, da. Oamenii isteți la vremea respectivă au văzut că nu-i bună treaba, au plecat, nu? Ce mare chestiune. Noi n-am prea dovedit lucrul ăsta comparativ cu înaintașii noștri. Deci la capitolul istețime să avem, pardon, dar mari, mari carențe. Spuneam, problemă mare pentru UAT-uri, în mod special, lipsa acestui buget. Pe care de consecință, hop, cetățeanul de rând, nu? Adică eu numai așa văd această chestiune. În plus, lipsa bugetului generează și presiuni, da? Nu este o situație foarte comodă, pentru că sunt presiuni. Deja la finanțări nerambursabile, cei care depind de primărie, precum echipa de handbal, cea de fotbal, cealaltă sporturi, fac presiuni să le dăm bani, dar dacă nu este aprobat bugetul, nu avem cum să facem acest lucru. Sper în această săptămână să se rezolve problema bugetului de stat, în așa fel încât pe 28 martie să aprobăm bugetul local pentru acest an, a reliefat ocupantul fotoliului administrativ. Sperăm ca bugetul de stat să fie aprobat cumva în această săptămână, pentru că avem de organizat licitații ale primăriei, cât și probleme legate de activitatea curentă. Acea 12-ime din cheltuielile anului trecut nu mai ajunge, nu mai acoperă facturile. Oh? This is Dacia. This is Sparta. This is Suceava. Ieri a fost conferința de presă la primărie.
văd printre altele că Ion Lungu încurajează sucevenii să participe la protestul inițiat de Ștefan Mandachi pentru construcția unei autostrăzi în România. Trebuie să se înțeleagă, spune domnia sa, odată pentru totdeauna, că nu e un moft. Amănunte în pagina a treia a Crainoului de astăzi. Încă una și încă una, da? Aproape 100 de copii abuzați în 2018, aici la noi, numărul cazurilor de violență în familie a crescut de la 285 în anul 2012 la 522 în anul trecut, când 31 de copii au fost abuzați fizic, 8 sexual, iar 58 emoțional. În 2018, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, au fost înregistrate 745 de cazuri de sesizări de violență în familie, din care au fost confirmate 522, arată o analiză a instituției. Astfel, 422 de cazuri sunt de neglijare, 31 de abuz fizic, 8 sexual și 58, după cum vă spuneam, emoțional. Sunt cifre pe care, dacă nu reușim să le înțelegem în adevăratul sens al cuvântului și să ameliorăm toate repercusiunile și tot ceea ce se întâmplă și ce gravitează în jurul acestor probleme, ne merităm soarta că rămânem aici, în zona asta. Și, pe bună dreptate, o să se râdă de noi în continuare cu și despre statutul de cea mai săracă și izolată regiune din Europa. Da? Rămân la ideea că oricum prefer să fiu ultimul în Liga 1 decât primul în Liga 2. Prostii de asta m-am săturat și m-am lămurit și cred că oricine e de acord cu mine. Cum era aia? Păi decât să fii codaș la oraș, mai bine în satul tău fruntaș. Bine, mă. Bine că ești tu deștept și că vii cu de-astea. Nu, prefer, dacă e să discutăm de asta, să fim acolo mai la coada clasamentului în Europa, dar cu tendințe de alea. Știți cum? Cum îi zice? Dom'le, trebuie să evităm retrogradarea, adică să nu fii ultimul, să predai lanterna roșie la altul. Și cred că am putea să facem lucrul ăsta. Dar primul lucru care ar trebui să-l facem e să luptăm pentru infrastructură. Cum? Fiecare după cum îl duce mintea. Dacă e să discutăm de infrastructură, ajungem la un alt subiect, și anume ruta ocolitoare spre Botoșani. Eu, preluând din discursul primarului Sucevei Ion Lungu, zice mini ruta ocolitoare, pentru că ruta ocolitoare aia spre Botoșani eu o văd oarecum altfel și ar trebui să fie să fie altceva. Asta e o mini rută, o altă variantă de a mai detensiona puțin circulația pe zona că înainte era industrială și acum e comercială, a Sucevei. Primarul Ion Lungu anunță că proiectul costă 2 milioane de euro și va fi finanțat odată cu darea în folosință a noului pod peste râul Suceava. Da, e logic. Anul trecut s-a demarat această operațiune, și anume construirea unui nou pod peste apa Sucevei. S-a încercat așa frumos să-i se spună că e podul centenar sau cum vreți să-i spuneți. În fine, dacă inițial s-a solicitat și ne gândeam că e nevoie de ajutor guvernamental, că până la urmă un pod e o cheltuială, studiile alea de fezabilitate de care vorbeam au zis ceva. Și anume, podul costă 1 milion și ceva de euro, sau cât au spus. La banii ăștia dacă am venit curajul. Adică, băi, stai că putem să facem podul. Adică, 1 milion de euro are de unde să scoată primăria Suceava pentru a rezolva o mega problemă. Da? Cea a traficului rutier pe zona comercială. Și uite așa, din calcul în calcul, bă, hai să-l facem. Cumva o lege scrisă, nescrisă, spune că un drum îl faci pe acolo pe unde înainte a fost cărare,
De ce? Pentru că pe cale naturală pe acolo merg oamenii. Câteva cărări, cu ghilimele de rigoare așa, câteva cărări erau făcute dinainte, da? Pentru că podul unde l-au amplasat întâi cu gândire, apoi cu studiul de fezabilitate și sperăm noi fizic în cel mai scurt timp, e la capătul unui, tot așa, câtorva drumege. E făcut pe acolo, n-ar fi mare filozofie, cu alte cuvinte. Oricum, ai făcut podul, dar trebuie să-l legi de ceva, da? Automat, după ce s-a licitat, s-a hotărât, uite, ăsta e podul, facem podul. S-a dat drumul și din punctul ăsta de vedere la proiectul la proiectul pentru ruta alternativă Suceava-Botoșan, rută care este separată în două etape. Prima, cea a realizării podului, iar a doua etapă, drumul cu o lungime de aproape 4 km. Da? 2,2 într-o parte, 1,9 în cealaltă parte, adică 4 și un pic de kilometri. Și foarte puțin, da? Primarul a spus că va fi scoasă la licitație execuția primului tronson de 2,2 km, care începe la strada Traian Vuia, unde va fi amenajat sens giratoriu, logic, deci acolo, bine, o să fie numai așa dintr-un sens, într-un sens giratoriu, dar eu zic că nu-i rău. Nu-i rău, sensurile giratorii s-au dovedit și se dovedesc a fi mult mai ok din punctul ăsta de vedere. Dar sunt niște lucruri în care trebuie să le înțelegem. Adică în momentul în care chiar ai de amenajat un sens giratoriu, mai trebuie făcute concesii și de acolo și de acolo și trebuie făcute niște pregătiri înainte pe bulevarde, tocmai pentru a se circula foarte bine. Dar, pentru a funcționa și pentru a fi lucrurile astea cât se poate de bune, de multă vreme face un prieten de-a meu, și mă apelează la, ia, a? Specialiști, corect, vedeți, v-ați prins, normal. Asta e ideea. Și sunt niște specialiști care vin cu niște soluții cât se poate de clare vis-a-vis de aceste probleme și vin cu niște soluții absolut excepționale. Ei bine, ca idee, acolo, deci Traian Vuia, Calea Unirii și drumul va merge prin partea asaltă, uite așa, asta va să însemne că sens giratoriu, după aia merge pe strada Apeductului până la pod, pe strada Energeticianului, se va intersecta cu drumul spre Mirăuți, care va fi reabilitat pe o porțiune de 1,5 km. După estimări, costul rutei ocolitoare ar fi de 2 milioane de euro. El a menționat că în bugetul acestui an este prevăzută suma de 100.000 de lei pentru studii pentru acest drum și suma de 2 milioane de lei pentru lucrări de execuție a primului tronson. Adică ce se poate face? Asta nu, să nu credeți că vom și avea drumurile sau drumul ăsta funcțional și perfect în acest an. Nu sunt lucrări, clar, un pic mai complicate, un pic mai lungi, dar mai faci de câți bani ai, nu? Adică câte un pic, câte un... Că așa ne-am învățat. Așa ne-am învățat în România să fie încetucu. Pentru că altfel, fie vorba între noi, nu pot să cred că nu se poate construi un pod în câteva luni. Am văzut o operațiune foarte complicată, cea de la podul la Milișăuți. Din punctul meu de vedere, e mai greu câteodată să repari decât să construiești de la zero. Ăsta e punctul meu de vedere, s-ar putea să greșesc. Dar văzând acolo cum au schimbat, cum au pus tronsonul ăla, că au venit cu o bucată de pod din altă parte și l-au... E din prefabricate. Prefabricatele alea se fac în altă parte, nu? Și vii cu prefabricatul și îl pui acolo. Nu torn cofraj în zona respectivă. Ceea ce va să însemne, și am văzut eu un documentar, da? Și nu ăsta pe bune era documentar. Prin deșertul ăla de prin China, Gobi, dacă nu greșesc eu, are și niște zone în apropierea munților Himalaya,
unde e tot înghețat, frozen, da? Dar e pe un sol, de ăsta, cum ar spune cine, pământ de flori, de ăla înghețat. Ei, și au ajuns oamenii ăștia la următoarea concluzie, bă, ce facem noi aici cu înghețat, dacă, Doamne ferii, se dezgheață primăvara, o să ne afundăm în el. Și atunci ce au făcut? Că acolo bate tot timpul vântul. Au ajuns la concluzia că dacă bate vântul, nu o să se... O să fie stabilă zona asta de... Nu o să se încălzească pe unde trece calea ferată, că de calea ferată aveau ei de mare nevoie acolo. Și au zis că dacă bagă niște tuburi, o să treacă aerul la rece și nu o să se încălzească și nu o să cadă aia în mocirlă, calea ferată. Toate bune și frumoase, băi, dar punem tuburi atâtea. Și atunci au venit cu o soluție și mai simplă. De bine, asta e specia aia de care vorbeam eu, ingineri, da? Și atunci ce au zis ăștia? Băi, n-avem tuburi, dar terasamentul hai să-l facem cu bolovani cât mai mari. Și uite așa au făcut. Cu pietre mai mari decât în mod normal au făcut, astfel încât să fie aerisit tot timpul și să nu atragă căldură și să nu se dezghețe. E, altă chestie care au mai avut-o de făcut, de trecut printr-o vale. Deci era o chestie de asta. Acolo era un frig de... Nici vara nu creștea termometrul să fie la peste 0 grade Celsius. Ei, ăștia trebuiau să pună pilonii ca să treacă cu calea ferată pe deasupra. Ghiciți ce au făcut? Foarte simplu. Cred că dacă îl pui pe un copil mic cu imaginație, îți spune același lucru să-l faci. Dar la noi găsim mii de scuze și alți vinovați că nu se face ceva. Ei, ce au făcut? Au făcut cofrajul pentru a turna betonul și au mai făcut un cofraj ca să încălzească cofrajul ăslalt. Și au făcut foc la... Au băgat lemne pe foc. Nu trebuiau să bage tone de lemne sau... Câteva lemne. Au pus un muncitor acolo. Câteva săptămâni de zile ăla tot a pus lemne acolo. Până când s-a uscat betonul ăla, cât a lucrat, cât a... Și nu înțelegem de ce într-o lună în China sau în altă parte se construiesc mulți kilometri de autostradă și la noi niciun centimetru în regiunea istorică Moldova. Deci cam asta e. Dacă ne-au fugit toți inginerii, asta e altă poveste. Da, deci cu alte cuvinte, la orice s-ar putea găsi soluție, numai este foarte important însă să vrei. Din păcate, la felul în care lucrează la noi lucrurile, noi sperăm să se miște cât mai repede și să avem o dată funcțională și această mini-rută ocolitoare, care, repet, degrevează doar traficul rutier pe zona centrală. Pentru că dacă e să discutăm de rută ocolitoare, după ce slavă Domnului se va încheia odată și vă spun sincer, am văzut lucrându-se pe șoseaua de centură tronsonul ăsta care leagă și asta e wow, să-i țină cât mai mult și cât mai bine. Deci oameni buni, se lucrează. Eu cred că dacă lucrurile sunt bune, o să fie chiar termene de... Nu vreau să anticipez, nu vreau să pun presiune, nu vreau să înțeleagă altceva, dar acolo, la șoseaua de centură, atâta timp cât se lucrează, eu vă spun sincer, se va recupera din timpul pierdut extraordinar de repede. Și o să vedeți în bună măsură ce înseamnă să ai o bucată din ruta ocolitoare. Dar aminte să ai tot cercul. Știți ce înseamnă tot cercul ăsta? Nu? Am înțeles, publicitate, dăm drumul mama. Știți ce înseamnă rutele astea ocolitoare? Dezvoltare. Doar patru cuvinte am să vă spun, nu? Dezvoltare. Atât. Odată muți ceea ce înseamnă trafic greu, cei care n-au voie să... Dar toată zona asta care e cuprinsă în interiorul cercului și zona imediat în afară. Uitați-vă, toate orașele care s-au dezvoltat și cum se dezvoltă ele, concentric. Că asta e logică, asta e sensul, așa funcționează lucrurile. Da. Greu pentru unii să priceapă că lumea funcționează într-un fel anume de câteva mii de ani, da? Și după un anumit tipar. Și din păcate, cu anumite lucruri care se repetă. Dar nu insist în dimineața asta. Publicitatea, revenim.